Deci, în primul și în primul rând, chestia cea mai interesantă e că gen, am ținut minte tot visul de la cap până la coadă și eu nu țin minte visele de obicei. În primul rând nu prea visez, în al doilea rând nu țin minte visele. Și pe ăsta l-am ținut minte, gen, asta e foarte ciudat. Deci am visat că eram cu... Inițial eram cu toți, eram mai mulți cum ar veni, toți, prietenii mei cum ar veni, toți eram. Dar gen, nu vă recunoșteam fețele, adică era, era energia prietenilor mei, dar nu știam care e fiecare. Și la un moment dat, după aia, eu și cu o persoană doar, era o persoană de sex feminin gen, am intrat uh, într-o... Ca, era ca un fel de clădire mare, dar au fost curvisul, numai atât, eram toți. După aia am intrat eu cu persoana aia în clădire, o clădire de trei etaje, gen, și... La... Era ca un fel de școală, gen, cum știi cum școlile avea, cum era Lazarul, cu curidoare mari de piatră și așa. No, și la ultimul etaj, la etajul 3, era... Uh, o masă din aia de picnic, masă cu scaunei, cu bancă aici și cu banca aici. Cum ar veni, cum intrai în clădire, în stânga, după ce intrai pe ușă, era holul mare și în dreapta era masa și după aia fundătură, peret, gen. No, și eu eram la masă în partea cu coridorul și cealaltă persoană era la masă în partea aia, gen. Și stăteam și povesteam și dintr-o dată ușa care era chiar lângă mine, gen ușa pe care am intrat, gen, să mergem acolo sus, s-a mișcat așa un pic. Și am zis că eu nu cred în așa ceva, că nu există căcaturi de genul, că eu pe mine nu mă fac chestiile astea, că eu sunt mai puternică spiritual și nu știu ce. Aveam eu, ziceam, chestii de genul și m-am ridicat, nervoasă, gen așa cu chestia asta de cine sunt eu, așa, m-am ridicat de la masă și m-am uitat înspre ușă și am zis ceva de genul că dispari în numele lui Dumnezeu, știi cum zic ăia câ când scot demonii din oameni, zic in the name of Jesus, gen că pleacă numele de Dumnezeu sau dispare numele de Dumnezeu, Ce m-am speriat când s-a oprit filmarea dintr-o dată, că gen s-a oprit că s-a atins numărul de minute, gen, what the fuck, mă rog. Și în momentul când, gen, am pronunțat chestia aia, s-a stins lumina în încăperea aia și s-a aprins, dar gen, era zi afară, nu era noapte, dar gen, cumva s-a stins lumina, de să-mi de înțeles că Că chestia aia e acolo, gen, că m-au auzit ce am zis, mi-am zis să pleci și să-mi arate cum ar veni că nu au plecat și au rămas încă acolo și au stins lumina și au prins-o iar cum ar veni și efectiv eu în momentul ăla m-am speriat și am vrut să-mi fac cruce, gen, așa. Și chestia aia, energia aia care era acolo, gen fantoma aia, chestia aia, nu mă lăsa să-mi fac cruce și îmi muta mâna. Era ca un magnet care încerca să mute mâna să nu mă lase să-mi fac cruce și gen nu mi-a mutat așa, mi-a mutat de la încheietură și gen efectiv era așa efectiv mă luptam, efectiv așa eram un vis. Încercam să fac și forța i-am luat mâna de la din a face acțiunea asta și eu în vis mi-am amintit și asta mi se pare o chestie foarte ciudată pentru că doar în Lucy Dreaming tu îți aduci aminte anumite chestii gen să le faci voluntar și eu mi-am adus aminte gen. Mi-am adus aminte că gen dacă îți faci cruce cu limba e același lucru ca și cum mai face așa. Și mi-am făcut cruce cu limba în vis. Și în următoarea secundă m-am transpus gen din camera, din clădirea aia în care eram, m-am transpus în fața clădirii, eram în curtea școlii cum ar veni și eram și cu persoana aia în care eram. Era o fată, o prezență feminină era. Uh, și m-am uitat înapoi înspre clădire și gen la geam acolo chiar unde am fost eu, am, mi s-au derulat niște imagini, gen cu fantome cum ar veni, știi cum vezi în desene de sau filme când te uiți la geam și vezi fantoma și prima imagine era totă imaginele alb-negru, prima imagine era că un băiat mulatru, ca și cum ar fi ceva de genul gheboasă, dar era așa un selfie, știi, cu mușcul, nu știu ce, gen, a fost foarte ciudat. Și după aia următoarele poze erau poze cu femei și cu bărbați, dar aia chiar erau fantomatice, adică chiar păreau fantome, dar prima poze era cu, zici deci că era gheboasă într-un selfie, ceva de genul, un băiat mai mulatru, așa. Dar nu știu, foarte ciudat oricum, foarte ciudat oricum chestia că, gen, mi-am amintit voluntar în vis să-mi fac cruci, gen, și foarte ciudat faptul că entitatea aia nu m-a lăsat să fac cruce, știi că se zice că Gen, când ești în lumea viselor, ești într-un tărâm în care ești foarte vulnerabil spiritual și că poți să fii atacat, gen, spiritual de entități și așa și, gen, efectiv asta e și chestia că tu nu poți să faci anumite chestii cum, cum era asta. Nu poți să fugi în vis, nu poți să te aperi, gen. Și, gen, mi-am mi -am amintit că eu pot să-mi fac cruce cu limba și mi-am făcut și în momentul ăla am o transmutat afară din zona aia care era, gen, încărcată energetic negativ, cum ar veni foarte ciudat, dar interesant în același timp. Și gen, eu nu visez de obicei. A, și clădirea respectivă nu era, nu era părăsită, gen, se spunea că e bântuită. Eu știam, când am intrat în ea, că se spune că e bântuită, de-aia ziceam că eu nu cred și așa. Adică nu că nu cred, dar gen, eram așa, nu mi-e frică mie de așa ceva. Dar gen, nu era părăsită, adică lumea mergea la școală, la nu știu ce naiba era instituția aia, lumea continua să frecventeze locul ăla doar că era bântuit.